Un grup cetățenesc de inițiativă a depus astăzi la CEC actele pentru susținerea lui Vasile Bolea în vederea înregistrării sale în cursa prezidențială. Asta la scurt timp după ce Bolea a anunțat că va candida din partea blocului electoral Victorie, dar Comisia Electorală Centrală a decis să nu îl înregistreze în cursa electorală, atât pentru participarea la referendumul republican, cât și la prezidențiale. Hotărârea CEC a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău, dar magistrații au respins-o ca neîntemeiată. Din blocul Victoriei creat la Moscova de condamnatul fugar Ilan Șor fac parte Partidul Renaștere, Partidul Șansa, Partidul Victorie, Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, toate afiliate lui Șor. Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupurile de inițiativă pentru susținerea lui Andrei Năstase și Victoria Fortună la funcția de președinte al Republicii Moldova. Ambii candidați candidează independent la alegerile din 20 octombrie. Astăzi, CEC a primit documentele și listele de subscripție cu 25.000 de semnături pentru susținerea candidatului Alexandru Stoianoglu la funcția de președinte. El a fost desemnat de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Conform legii, CEC urmează să verifice listele și în termen de 7 zile să decide dacă Stoianoglu va fi înregistrat sau nu în cursa electorală. De la începutul perioadei de depunere a cererilor, CEC a primit 17 dosare. Au fost înregistrate 11 grupuri de inițiativă și s-au eliberat listele de subscripție pentru colectarea semnăturilor. Autoritatea electorală a refuzat înregistrarea a 2 grupuri de inițiativă pentru susținerea candidaților Valeriu Pleșca și Ludmila Corsun. Ultima zi pentru depunerea cererilor este 31 august.